a fost considerat capitala junglei. Bună dimineața, dragi prieteni! În spatele nostru, Machu Picchu, una din cele 7 milioane lumii și probabil cea mai scumpă de vizitat. În acest video o să vă arătăm cum am decis noi să-l vizităm, care credem noi că e cea mai bună formă de a vizita acest loc, raport calitate-preț și cât de bine te vei simți și cum îți vei organiza timpul și mai ales părerea noastră sinceră despre acest loc. Dragi prieteni, bine ați venit! Bine ați venit la Machu Picchu! Valizele vor rămâne frumos aici, plecăm doar cu aceste rucsace, astea rămân la domnul de la tren, au grijă de ele și așa mergem noi light. Poncito, du-te face chino. Bună dimineața! Bună dimineața de la Inca Rail. După cum spuneam, în acest video veți vedea părerea noastră sinceră și mai ales veți vedea pe ore, da? Pe ore, efectiv, cum credem noi sau care credem noi că e cea mai mișto sau cea mai ok formă de a ajunge la una din cele 7 milioane lumii la Machu Picchu, raport calitate-preț. Nu e nici cea mai ieftină opțiune, nici cea mai scumpă. Este ora 9 fără 5. E jumătate de oră înainte de a începe aventura, dar trebuie să vii aici să faci check-in-ul. Da, dacă vrei poți să-ți lași și bagajele aici, te duci mai light, exact. Și apoi luăm un autobuz. Sunt două companii care fac traseul ăsta, Inca Rail, pe care am ales-o noi, și Peru Rail, compania națională, CFR-ul peruan. Noi am decis să alegem pe ăștia pentru că ni s-a părut mai ok. Am luat trenul Vista Dome, la care are geamuri așa mari să vedem peisajul, să ne bucurăm de peisaj. Trebuie menționat că acum două zile a fost o prăbușire care a omorât 3 oameni și a întrerupt traseul trenului către Machu Picchu. Sperăm să îl găsim la fel de splendid ca de obicei. Știți că suntem ultima generație care se va mai bucura de Machu Picchu pentru că încet, încet se scufundă. Astea fiind spuse, bine ați venit la un nou vlog, nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce facem, urmează să vedeți una din minunile lumii și forma cea mai perfectă de a ajunge acolo. Dați like, uitați, un comentariu, bine ați venit! Hai să mergem! Cât timp aștepți aici să-ți faci check-in-ul, poți frumos să bei un ceai de coca, fie la pungă, fie la frunză, cum dorești. Și aceste bilete costă incredibilă sumă, dus întors, pentru amândoi $218. Sunt diferite trenuri, sunt diferite curse în fiecare zi. Deci poți să jonglezi cu orarul, dar pentru noi ăsta a fost cel mai ok și atât ne-a ieșit. Poate ieși mai ieftin, poate ieși mai scump în funcție de orar. Noi am ales să plecăm acum la 9:30 și să ne întoarcem mâine la ora 3 după masa. La 9:15 te sui în bus, pentru că toate călătorile sunt combinate, cum îi zice ăsta, cum îi spun ei, bimodal, da. Nu există o stație de tren care să plece către Machu Picchu de aici din Cusco. Deci trebuie să te sui într-un autobuz sau un sprinter în cazul de față, care merge vreo oră și jumătate până în Olaitibambo, cred că așa se pronunță, vă scriu aici, unde se află stația de tren. Deci prima oară mergi o parte cu mașina, iar apoi te sui în tren. Dacă decizi să faci tot traseul cu mașina, ești mai ieftin. După că trebuie să mergi vreo 10 km odată ce ajungi la Aguascalientes, dar vă reamintesc că suntem în munții Anzi, în Peru, la altitudine, serpentine și așa mai departe. Eu nu cred că asta e cea mai mișto formă și pe durata pe care o să o facem noi. După vreo 45 de minute se face o oprire de asta turistică, evident, să meargă lumea la baie și să toate tantei astea aici. Doamne, câte lamas și câte alpacas și câte animale din astea am văzut trecând prin satele astea. Vezi realitatea cum oamenii trăiesc în mocirlă, frate, și cu animale și case aproape neconstruite, sunt pe jumătate sau la roșu toate. Lăsând asta la o parte, uitați ce priveliște avem aici, frate. Deci uitați-vă și tu. Uitați-vă și voi. Suntem la 3000 600 altitudine, ceva de genul. Acum ne simțim mai bine că deja au trecut câteva zile. Asta e sfatul numărul 1. Veniți în Cusco, stați 3 zile, nu mergeți nicăieri pentru că o să mergeți doar suferiți. Și abia când vă simțiți bine, plecați către Machu Picchu. Ce ziceți de priveliște asta? Incredibil. Frumoasă țara, bă. Frumoasă rău de tot. Răcoare aici.
La 11 și jumătate suntem în sala de așteptare la Inca Rail, unde vom petrece 40 de minute până ne suim în tren. Au și cafea aici dacă vrei să cumperi și nu e la supra mega preț, deci bine. Acolo alte sale de așteptare. Stăm cu minți. Jumătate. Îți place? Da, e drăguț aici. Mi-a luat și o cafeluță, că mă doare un pic capul. Am coborât 1000 de metri. Da, poate. Suntem la 2800 acum. Am și Wi-Fi din câte văd. Suntem bine. Cred că oamenii ăștia fac un soi de spectacol în tren. Atenție, biletele. Biletele de tren se iau de pe site. Noi le-am luat de pe site-ul lor cu vreo 2 săptămâni înainte. Mai târziu, când ajungem la Machu Picchu, o să vorbim și despre intrările la Machu Picchu și toate cele. În acest vlog o să vedeți tot. Am pornit acolo în Cusco la stație și tot acolo terminăm în Cusco la stație mâine noapte. Și o să vedeți tot traseul și tot, toate costurile și mai departe. Vrem să fie cum un ghid, să fie utilă chestia asta. Intrările de pe site-ul incarail.com, cred că e foarte simplu, foarte intuitiv, plătești cu cardul, zero probleme. Eu trăiesc pe bază de paracetamol. Nu-i zi fără durere de cap, de când am auzit în perl. Mamă, Raluca și-a tras freza de geisha. Ce ți-ai făcut în cap? N-am piaptă la mine și nu vezi că mi-a rămas pe aici numai din eseșan. În spaniol se cheamă huevos. Acum în român nu știu cum se spune, dar nu sunt pieptenă. Hai să vă spun ceva ce sigur știați deja. Moș Crăciun nu e român, așa că nu vorbește românește. Dacă pe bune trăiește în Laponia, maxim vorbește finlandeza. Și bineînțeles, limba universală, engleza. Mai sunt doar 6 zile până la Crăciun. Și dacă tu nu știi engleză, cum îi scrii scrisoarea? Dacă nu înveți, ciuciu cadouri! Și Raluca are dreptate, lăsând la o parte partea cu Moș Crăciun, poate pe viitor o să vrei să călătorești prin lume ca și noi, sau o să ai un job care te va forța să călătorești prin lume ca și noi. Gândiți-vă că noi vorbim limba română cu greșelile aferente după o viață trăită în afara României, hablamos español perfectamente que nos sirve para viajar por estos países, and we can speak English, so we can travel to Canada and most of English-speaking countries without an issue. But still, încă avem o grămadă de probleme, în o grămadă de țări nu ne înțelegem cu oamenii. Și să luăm pe aia dreaptă, nu poți să înveți toate limbile, dar poți prin Cambly, cu reducere mai ales, să înveți pe cea mai vorbită. Nu o să înveți limba când te duci 3 zile în Lituania sau în Estonia sau în Grecia. Nu, înveți limba engleză cu care te poți comunica cu marea majoritate a oamenilor de pe pământ. Plus că e din ce în ce mai solicitat, adică nu cred că mai există colți de lume unde să nu ai nevoie de limba engleză. Gândiți-vă că în Nong Khao, într-un sat pierdut din Laos, care a fost bombardat de atâția ani, lumea a învățat să vorbească engleză pentru că doar așa pot să-ți vândă ție niște spring rolls și să facă niște bani în plus, profitând de turismul care ajunge tot mai mult la ei. Cambridge, spre deosebire de alte site-uri, e un loc unde toți profesorii sunt... Păsărească, știți? Unde toți profesorii sunt nativi. Toți profesorii sunt din Noua Zeelandă, din Australia, din Anglia și așa mai departe. Fie că e pentru tine, fie că e pentru copii, pentru că există și Cambly Kids, vei învăța engleză într-o formă foarte prietenoasă. Eu am participat la câteva lecții și nu doar că înveți engleză, dar și intri în contact cu oameni din alte culturi și dă o lejeritate. E diferit față de atunci când înveți la școală cu un manual în mână. Linkul este în descriere, profitați de reducere, este 60% reducere folosind codul Cristi și Ralu 60. Linkul este în descriere, mulțumim, Cambly. Plecăm către tren. Mergem cu doamna asta. Azi suntem în vagonul A, trenul A. Am și eu că fac ceva spectacol, e în sigură. Am numărul 20 și cam așa arată vagonul. Da! Cum mai dansează lumea pe acolo? Îmi place! Geamurile mari și faine! Nu poți veni decât cu un bagaj mic. De la decală, de la decărăie în avion. Nu puteți să veniți cu foarte multe bagaje cu trolele. Trebuie să lăsați undeva ori aici, ori acolo unde le-am lăsat noi. Țineți minte chestia asta. După cum puteți vedea, nu ați avea unde să vă țineți bagajele și ar fi foarte incomod pentru voi să aveți bagaje mari. Este în spate. Ce? Este în spate.
Da? Pe data, te lasă numai cu unul mic. Da, cu unul mic. Eu vă recomand să veniți, să stați o noapte, să vă arătăm și hotelul pe care l-am ales noi, să faceți exact cum facem noi. Pentru că e cel mai comod, lăsându-ți bagajele acolo, vii cu rucsacul tău, ți-ai eu niște haine de schimb. De ce am decis să dormim acolo, să vedeți imediat cum arată locația și mai ales, așa, intrăm mâine la ora 7 primii la Machu Picchu. Noi avem aici VIP, ia uite. Nu este bine. Eu care sunt prăjit pe trenuri, sunt încântat. E adevărat că e cam scump pentru o cursă de 2 ore. Nu ajunge la 2 ore. Practic faci 2 ore cu trenul, 2 ore cu mașina și după aia te întorci. Iar 2 ore cu trenul, 2 ore cu mașina. Dar peisaj, uitați-vă un pic. Ia uitați. Ah. Ia uitați. Și cât te gândești că destinația finală e Machu Picchu, ce să mai... E un tren pe care trebuie să-l iei odată în viață. Și dacă aveți bani să luați Birgam Haram ăla sau cum să numi, de nu știu câte mii are, experiența aia super de lux, faceți-o. Cândva o să pot și eu, dar până atunci vă trebuie să ne mulțumim cu toții cu imaginile astea. Aproape la două. 1.58 și am ajuns în Machu Picchu. Asta este satul Aguas Calientes. Și de ce am decis să stăm o noapte aici? Păi, vrei să te odihnești înainte să mergi la Machu Picchu? Vrei să mănânci bine înainte să mergi la Machu Picchu? Vrei să te bucuri de locul ăsta, Aguas Calientes? Uitați cât de frumos arată sătucul ăsta așezat aici, în această vale. Cât de frumos poate să fie și abia am ieșit din gară. Da. Hai să vă arătăm ce hotel am ales noi, pentru că ne întoarcem abia mâine la ora asta. Deci avem 24 de ore în care să descoperim Aguas Calientes și Machu Picchu. Și ce noroc avem! Suntem doar la 260 de metri de hotel. 4 minute. Ai, tata. Am luat-o bine, am ales bine. De-abia aștept. Și ce noroc avem că nu plouă, că aici plouă non-stop. Sunt trenuri care pleacă mai devreme decât ăsta pe care vi l-am arătat noi la ora 9 și jumătate. Sau să înceapă drumul. Sunt oameni care vin și fac chestia asta într-o zi. Vin de dimineață cu primul tren, vizitează Machu Picchu și se întorc cu trenul de la ora 3, de exemplu, sau cu trenul de la ora 5. Însă, mi se pare că ratez o oportunitate de a explora un loc precum Aguas Calientes, pe care o să-l vedem puțin în acest video. Ratez șansa de a intra printre primii la Machu Picchu a doua zi. Noi mâine intrăm la ora 7. Ratez șansa de a mânca bine, de a te odihni bine, de a face un duș, să te duci mâine fresh, să descoperi Machu Picchu și pe când termini să te sui din nou în acest fantastic tren către Cusco. Așa am decis să facem noi și asta vă și prezentăm. Ce voia tante aia? E brazilian, că și mi-a întrebat de canal. A. De YouTube channel. Mi-a spus că e în română și nu le mai vrut. Arată și că e Nepal aici. Interesant. Doar din mers așa ne-am uitat, am tras un ochi pe meniuri pe aici. Vai ce scoruri au față de alea din Cusco. Mamă. Cum spuneam, hotelul se numește Susana Inn, exact la 3 minute de stația de tren. Uitați-vă cum arată, vă fac un room tour așa foarte rapid. Impecabil, miroase a curățenie, dar înainte să vă arăt camera, vreau să auziți o chestie. Mi-e frică să dorm aici. Închide. Și acum vă întorc. Sunteți pregătiți? Voilà. Mamă, n-aviu, tată. N-aviu. Deci, dacă se supără rumul ăsta, cred că ne ia pe sus. Uite cum sare apa aici. Aguas Calientes, dragi prieteni, bine ați venit la Machu Picchu! Intrare aici.
disclaimer, această cameră costă cam 50 de dolari. Vă las link-ul descriere către locație, are review-uri super, super bune și e plană. Deci, începem. Măsuță, dacă li se evitezi, a da, apă. Nicăieri nu ne-au dat apă gratuită, doar aici. Până acum, deci, da. Un televizor foarte mare, frigider, și ăsta e nou, dar până am avut. Un dulapior cu cuptor cu microunde, pentru bunăscători. Plăpumica, plăpumica aici. Un pat care se vede că e foarte mare și e comod. Miroase foarte curat, asta îmi place. Cumva curățenia să și miroase. Avem acolo alea. V-am arătat priveliște, dar nu mai e nevoie. Da, ai văzut ce drăguț au lăsat persoanele de la frumos. Le-am stricat eu. Și toaleta aici. Asta sunt eu, la fel foarte curățică. Și dușul acolo. Ce faină e oglinda. În acești bani ți este inclus și micul dejun, care e de la 5 dimineața, ca să te poți duce cu burta plină la Machu Picchu dacă vrei să ajungi printre primii. Și, cum se zice, îți țin valizele, bagajele până la ce oră vrei tu. Deci noi ne vom trezi mâine la 5 dimineața, vom lua micul dejun, la 6 vom porni către Machu Picchu, pentru că la 7 trebuie să intrăm pe ușa incașilor în acel templu misterios. Iar apoi ne vom întoarce nu știu la ce oră, pentru că la 2 avem trenul de return. Susana In, momentan, excepțional, recomandăm cu tot dragul. Acolo trenul, munții. Este ora 3 fără un sfert, ceea ce înseamnă că avem 23 de ore până să ne întoarcem la tren către Cusco. Să vedem cum arată, cum se prezintă Aguascalientes. Ai multe de făcut aici. Sunt o grămadă de drumeții pe care poți să le faci pe lângă Machu Picchu. Sunt ape termale. Și natura e foarte, foarte gingașă și mâncarea poate pare la fel. Arată blană rău de tot mâncarea aia. Sunt o grămadă de alte trail-uri care poți să le faci, pe care poți să le faci. Da. Și trebuie să țineți cont totuși că aici veți cheltui bani, pentru că e totul mult mai scump, dar e pe epicentru, adică trebuie să treci pe aici dacă vrei să mergi la Machu Picchu. N-ai cum altfel. Nici măcar nu există drumul. Deci până aici, de la hidroelectrica aia, până aici vii pe jos dacă nu vrei să fii cu trenul. Aici e calea ferată, dar drum nu există. Astea sunt cursele. Uite, avem și security. Astea sunt cursele care pleacă către Machu Picchu. Fac cam jumătate de oră pe serpentine pe aici. Nici nu pot să-mi imagine, nu pot să-mi dau seama unde, în ce direcție e Machu Picchu oare. Vine trenul! Ăsta e celălalt de la Peru Rail. Cu același șină, evident. Aici avem marele Inca. Bineînțeles. Ce înseamnă astea trei? Șarpele, puma și condorul. Și ce înseamnă fiecare? Șarpele e cumva zona morților. Inframundo. Inframundo. Puma e zona noastră și condorii sunt zeitățile. Cele trei lumi în care credeau incașii, pe lângă zeitatea soarelui, lunii și așa mai departe. Știați că credeau și în curcubeu? Că credeau? Adică era ceva pentru ei, la fel ca soarele, luna și curcubeu. Nu știam. Credeam că vom păți asta, dar ne e cald, frate. Suntem la 800 și ceva de metri mai jos decât Cusco. Sper că ne întoarcem în Cusco mâine să nu avem iar dureri de cap. Asta e primăria de la Machu Picchu. Aici acolo scrie municipalitatea distrital. Aici avem încă un Inca. Acolo la fel. Foarte fain, foarte fain. Aici biserica satului, presupun. Da, aici. Virgen del Carmen. Ce se numește? Virgen, da. E chiar drăguț locul. E chiar drăguț, drăguț. E plăcut să te plimbi pe aici. Machu Picchu Pueblo. Nu aduce aminte de Laos, puțin. Nu știu de ce. Probabil lămpioanele astea se prind noaptea. Până la urmă am ales un restaurant foarte bine cotat. Dacă tot cheltuim bani, măcar să știm că mâncăm bine. Revin cu prețul, iar apoi următorul pas. Este ora 3 și un sfert.
O bere costă între 5 și 6 euro, un cocktail costă vreo 7 euro și cam orice fel de mâncare costă între 11 și 20 de euro. Și ne-au schimbat și masa, ia uite! Ce e acolo? Voilà. Avem un tabulet de quinoa, un păstrăv în sos de coca. Vinagretă? Da, vinagretă. De coca. Și un cartofi cu un burger, corect? Că era cel mai ieftin din meniu. Zi-te unde lumea, zi ce mi-ai zis. Săracule. De ce? De ce mă fost sărac? Ai zis că mă inviți aici să mâncăm și acum îmi spui de la ironic că n-ai bani. Zici că ți-o ajungi un mesaj din ăla de sub 30 de euro. Păi dacă nu mai am, plătești tu. Săracule, de ce mă inviți atunci? Dar banii tăi nu s-ai noștri. Numai mei s-ai noștri, ai tăi nu s-ai noștri. Nu înțelegi că te invit, tu vezi că mă inviți. Bă, am 30 euro, atât am. Băi, asta sunt banii pe care am. Gracias. De ce zici senior, mă, și tu pe partea cu ești? Ia, cât e? 120 de soles. Cât am dat ieri la... A, e bine, mă, 120 e bine. It's ok. Ai, conegea. Ai. Nu știți cât m-am umblat pe străzile astea. Așa. Ca să-și găsească cafea. Dar nu-și găsește cafea, mă bate. Deci Raluca e cea mai scumpă ființă de pe lume. A zis pe vlog că ea nu mai poate să bea altă cafea decât cafea de specialitate. Că nu mai poate să bea alte cafele. Ea fiind adictă de atât să am un cafea, e adevărat că parcă e din ce în ce mai are mai mare așteptare la cafele. Și i-am zis, iubite, nu zi asta pe cameră, că e de snob, așa de, a, eu nu beau numai cafele de nu știu ce. Și mi-a întrebat ce e la snob și și am explicat și după aia mi-a zis, da, înseamnă că la cafea sunt snobistă. Ui, snobistă. Și aici, locul de unde probabil și-a lumele localitatea, acolo sunt băile termale de aici, din Aguascalientes. Aguascalientes însemnând ape calde. Peste tot avem din astea cu oameni al Imperiului, soarele acolo, marea lor deitate. Un lucru care ne-a șocat pe amândoi și ne-a scârbit oarecum e că se închiriază costume de baie, mai ales pentru femei, se închiriază. Eu înțeleg să închiriezi un prosop, poate niște păpuci, dar costum de baie... Așa. Vreau să vedeți și chestia asta ca să știți de unde vine numele. Este ora, pentru că acest vlog merge pe ore, este ora 5 și ne vedem peste exact 12 ore la 5 dimineața cu trezirea și micul dejun. De ce ți-ai luat ponciul de pe acum? Neața, copii! Neața! Mic dejun servit, care a fost excelent. Unul din cele mai bune micuri dejune. Cred pluralul la mic dejun. Din ultima perioadă. Ceață pe acolo pe munți, frumos. Ora 7 trebuie să fim în piața centrală. Și aici vine a doua cea mai mare cheltuială. Raluca găsește omul de care avem nevoie. Eu vă povestesc repede. Asta e a doua cea mai mare cheltuială. Noi am plătit 120 de euro de om, deci în total 240 de euro, pentru a lua un tur, dar un tur care începe aici, în Aguascalientes. Există opțiunea să ții tur din Cusco, să te aducă de dimineață, acum, să ajungi pe la ora asta aici, pleci pe la 3 dimineața, 4 din Cusco, iar apoi te întoarce după masa înapoi. Noi am decis să luăm un tur de aici, ați văzut ieri cum am parcurs toată ziua, asta ne include autobuzul de aici, din Aguascalientes până la Machu Picchu, care e, nu știu, 20-25 de minute și un autobuz foarte scump pentru bucata de traic, pentru bucata de drum pe care o parcurge, dar aia e. Intrările la Machu Picchu și un ghid, pentru că, după cum am spus și ieri, consider că Machu Picchu, Angkor Wat, și dacă nu ești foarte pasionat și nu domini foarte bine istoria locului,
sunt niște ruine pe care nu, adică să te duci acolo să-ți faci poza de Instagram, să zici că ai fost, dar de fapt n-ai înțeles nimic, nu are niciun sens. Eu vă recomand să vizitați cu un ghid. E mai mult decât ne-ar fi ieșit în mod normal să mergem pe cont propriu, da, dar țineți cont că doar intrările la Machu Picchu sunt vreo 60 de euro, autobusul mi se pare că ăsta e vreo 10, sunt 70, deci cumva 50 diferența de fiecare a fost pentru ghid, sperăm să merite să învățăm și noi ceva, să măcar să înțelegem ceea ce vedem. Asta e, încă o dată, nu e nici cea mai scumpă opțiune, nici cea mai ieftină, e doar ce am făcut noi, noi l-am luat prin Get Your Guide, că pe acolo le luăm tot timpul. Hai către Machu Picchu, în sfârșit, vedem una din cele 7 minuni ale lumii. Bine, eu am pus-o și aici, pe banca asta. Și la sfârșitul videoului, când ne întoarcem în Cusco, ne vom așeza și vom povesti despre toate costurile, dar acum așa ne-am gândit noi că s-ar putea să fie cea mai scumpă minune a lumii de vizitat dintre toate. S-ar putea. Chiar dacă o faci pe varianta mai low cost, tot cea mai scumpă e, pentru că restul sunt mult mai accesibile, dar vorbim la final. Am avut noroc, suntem doar 4, noi 2 și încă 2. Noi inițial am zis că vrem în spaniolă, dar văzând că e grupul redus și că băieții ăștia nu vorbesc spaniolă, am zis să fac în engleză. Asta e avantajul că înțelegem și spaniolă și engleză. Sfat, când urcați să nu vă uitați în jos. Domnule, dar până unde ne ducem? Un long way zero. Vai viața mea că merg cu spatele lângă prăpastie. Vai, doamne, doamne. Nu sunt în autobuzul ăla. Era gol. Momentan, nu cred că o să vedem nimic. E 8 fără 20. Poate se eliberează un pic, se duce ceața asta. Să veniți cu forma fizică la voi, să nu uitați. Am venit să urcat pe treptele astea, vă 20-25 minute. Cu speranța că se duce ceața asta și vedem și noi ceva. Se duce ceața, se duce ceața. Bă, începe ușor, ușor. Ușor, ușor. Machu Picchu. Monte Vechi. Deci uitați-vă cât de sus suntem, deși suntem mai jos decât în Cusco și Machu Picchu, dragi prieteni, Muntele Vechi. Locul ăsta atât de important în ziua de astăzi, gândiți-vă că a fost descoperit în 1911, Hiram Bingham sau cum ceva de genul, Hiram Birgham, cred că se numea, de aceea se numește și trenul așa. Și el e considerat să fie primul turist aici și primul ghid aici, numit Pablito, e un puștan, un băiețel de 11 ani, care l-a adus de acolo din sat, de unde stăm noi, de acolo de jos, l-a adus cu un machete și i-a arătat Machu Picchu, ceea ce pentru el și familia lui nu era nimic interesant. El Dorado, orașul de aur pierdut din jungla peruană. Avem privilegiul de a-l vedea și norat, și liber. Uite, mă, Cuscania. Dar să știi că este cald. Este cald. Interesant e că totul, absolut totul, e original, în afară de drumul care te urcă până aici, care a fost făcut de guvernul peruan. Adică pietrele astea în care urcă în zigzag, dar în rest totul e exact așa cum l-au lăsat incașii. Un loc care a fost construit cu un scop spiritual, dar care mai târziu a fost refugiu al ultimilor patru împărați Inca, din cei 18 care au fost în total. Ce puțină lume știe e că aici incașii au trăit simultan cu spaniolii, pentru că nu au reușit să-i găsească. Spaniolii au căutat să le fure aurul, să le fure bogățiile și să omoare și ultimii lideri al Imperiului Inca. Dar nu i-au găsit, efectiv nu i-au găsit. Știau cât de cât zona, dar mureau în junglă, pentru că se pierdeau, pentru că îi omora febra galbenă, erau triburi canibale. Niciodată nu au ajuns spaniolii aici, la Machu Picchu. Pentru că asta îi spuneau localnicii de jos din sat. Muntele Vechi, Muntele Vechi, dacă cauți ruine, du-te la Muntele Vechi.
părerea mea se vede mult mai frumos acum când e ceața asta, că sunt norii ăștia puși. Când sunt norii așezați deasupra orașului. Iată, de la mine preiau. Să vă spun câteva chestii. Deci orașul inițial, loc spiritual. Au vrut să fie cât mai îndepărtată munți, tocmai de asta, ca să fie cât mai spiritual. Aici veneau oameni și făceau ceremonii, tăiau o lamă, o alpaca și ofereau zeităților. Inclusiv oameni erau sacrificați aici, care sufereau voluntar. 178 de mumii au fost găsite în ceea ce e Machu Picchu. Mai târziu a fost un soi de universitate, s-a studiat astrologia aici și ultimul său scop a fost cel de refugiu, a fost cel de refugiu pentru ultimii împărați incași, după cum spuneam, pentru că spaniolii nu reușeau să-l găsească, știau de existența sa, dar nu reușeau să treacă jungla asta incredibilă. E singura construcție inca care a rămas intactă, exact așa cum au construit, așa este și acum și probabil asta se datorează faptului că spaniolii nu au reușit să ajungă aici. Dacă ar fi ajuns, ar fi furat tot ce era de furat, ar fi distrus tot ce se putea distruge, pentru că, după cum am spus și în celălalt vlog, Imperiul Spaniol, coloniștii spanioli au fost cei mai agresivi dintre toți, nu au vrut să lase nimic în urma lor. Deși știi cum arată, ți-l imaginezi, ai văzut atâția oameni, ai văzut atâtea poze, e foarte impunător când ajungi aici. Și o vizită 100% recomandată. Și dacă puteți veniți cum a venit noi așa de dimineață, să vedeți norii ăștia cum, cum se zice, revelează? Sau cum se zice, cu alea de ce-l făcea la fotografie înainte, știi, ușor, ușor apare acest magnific oraș în care trăiau 500 de oameni, în care nu a lipsit absolut nimic. Au avut pietrele fix din acești munți scoase, pentru că sunt munți stâncoși. Au avut apă, au avut animale pe care le aduceau pe traseele incașe până aici, din Cusco. Au avut 9 rute diferite pentru a controla toată jungla asta, pentru că Machu Picchu, până la urmă, a fost considerat capitala junglei, El Dorado. ¿Cómo se quedó vacío? No sabemos. Quizás la fiebre amarilla o algo de eso. Exactamente, o la escasez del agua, que ellos migraron tal vez. Y tampoco sabemos el nombre de este lugar. El original. Ya Machu Picchu ya fue nombrado por Hiram Bingham, oficializado ese nombre. Sabían de la existencia dos familias campesinas, la familia Richarte y Álvarez, quienes vivían en el río abajo, mas no estaban conscientes de la importancia, porque hace 100 años no estaba de moda el turismo ni los viajes. Claro. Antes lo llamaban las ruinas porque todas estaban enterradas, ¿no? Algunas de ellas se veían, pero nadie le daba la importancia que hoy en día se da. Nadie imaginaba que Machu Picchu algún día, y en el año 2007, 7 de julio, iba a ser considerada como una de las 7 maravillas del mundo. Y cuando lo encontraron, que tardaron mucho en limpiarlo, supongo. 2 meses en hacer la limpieza, y Hiram Bingham vino de Estados Unidos 3 veces, en 1911, 1912 y 1915. ¿Era americano o era británico? Americano. Profesor de la Yale University, Hiram Bingham. Muchas gracias. Cum vi se pare vouă? Nu ne axăm neapărat pe ce e aici, pentru că povestea foarte probabil mulți o știți, v-am spus un rezumat, ce am mai auzit și eu de la ghid și o să continuăm explorarea, dar faceți-o cu ghid, frate, faceți-o cu ghid să știți ceea ce vedeți și să vă dați seama de importanța acestui loc. Nouă fără un sfert, a ieșit cumva soarele. Se vede superb aici tot. Vă place flanelul meu? Băgați un like pentru flanel. Cum vom coborâ? Ia uite pe fata cu poncio. Vom coborâ către ruine. Să punem mâna, să atingem istoria. Raluca, zi prosop în spaniolă. Toaja. Raluca, nu mai poți scăpa de accentul de Argentina. În loc de toaja, e cu toaja. Și animalele alea ce sunt care erau acolo? Animalele de acolo. Jamas. Nu s-a prăbușit niciodată, mulțumită acelor terase, vedeți? Multe terase construite pe lângă, care l-au ținut. Dar noi s-ar vrea să fim ultima generație care vede Machu Picchu așa, pentru că se scufundă în fiecare an. Se scufundă tot mai tare. Foarte probabil de anul viitor veți putea vizita doar până aici și nu veți putea coborâ, ceea ce o să facem noi acum. Și foarte probabil copiii voștri sau nepoții voștri nu vor vedea această minune a lumii și probabil va fi alta în locul ei, pentru că se scufundă tot mai tare.
când s-a rupt bucata aia de munte săptămâna trecută. Și nu știu dacă puteți observa, dar avem oameni sus pe vârful ăla. Și zici, ok, pot să înțeleg. Băi, nene, dar sunt oameni sus acolo, mă, mâncați. Uite, ce te duci, mă, până acum? Foarte rapid, așa, cât mai am imaginea asta, vă explic că acolo, acolo, trăia populația normală. Pe acolo, precum în Morai, sunt câmpurile alea unde plantau foarte multe alimente, foarte multe legume, cum v-am arătat în vlogul din Morai, în straturi. Acolo sus trăiau șamanii. Și atenție la camerele astea de aici. Dacă vă vine să credeți, băi, erau cât de inteligenți erau, acolo țineau toți cartofii, legumele și așa mai departe pe care le culegeau de acolo, pentru că ei știau că vântul bate din direcția aia și le ținea curate și proaspete toate alimentele. De aia s-au construit acolo cămara. Asta e cămara. Pune mâna, iubire. Când am atins pe toate. Câte mai avem miracole de minuni ale lumii? 3? Mai jumătate, cred. Ziceți voi, acum se vede mai bine așa. Cu ceață. Raluca e supărată că eu și-o scăpat telefonul și-o spart ecranul. Era să nu putem intra cu uita pașapoarte la casă. Are o zi din aia blană și numai 9 ceasă. Raluca, încearcă să te bucuri, mamă, când... Așa, așa, zâmbește. Aici fue el derrumbe? Exact. Ahí ve. Ahí sucedió el derrumbe. Hace una semana. Alt motiv pentru care să veniți dimineața e că cea mai importantă piatră din Machu Picchu se află acolo sus. Și aici e deschis doar de la 7 la 10 dimineața. Interesant e că aici, dacă vine să credeți, este un cutremur dat la 300 de ani. Deci e clar care va fi finalul acestui orașel. Sunt ca pietrele din Cusco, dacă veneți. Cum vă spuneam, în Cusco? Da. Nimic decât un puzzle perfect, pietre tăiate perfect, simetric, în așa fel încât să nu fie nevoie de nimic să le lipească. Ce nebunie! Asta e de povestit, da? Acum 60 de ani venea lumea aici cu elicopterul, aici în mijloc. Președinții mai ales, și acolo era o piatră sfântă. Dar ori luată. Ori luată ca să poată ateriza nepoții. Și băia s-a băgat UNESCO și a zis, las că ne ocupăm noi de acum înainte că voi sunteți bine. Asta, sincer, nu vreau să intru în polemică, dar sună ceva ce s-ar întâmpla și în România, jur. Și în România să sună ceva ce... Hamă, păi dacă a vrut omul să vină cu elicopterul, lăsăm ce drept să vezi. Ora 10, ultima poză cu Machu Picchu, coborâm în Aguascalientes. Am venit la ora perfectă, pentru că deja, uitați-vă ce e aici, de la ora 10 încolo, e moarte curată. Mai mult de atât, pe la 12 foarte probabil începe ploaia și dacă veneam la 6 în loc de la 7, așteptam mult să treacă ceața. Deci ăsta e orarul. Pornirea la 7 până la ora 10. Asta e ora ideală. Uitați-vă ce e aici. Deci. Și nu poți să pleci fără să-ți ștampilezi frumos pașaportul cu Machu Picchu. Dar ce noroc am avut, a început mare ploaie după ce am coborât. Asta arată diferit față de la care am venit. 2:30, pornim. Por favor, presta. Mult mai mult decât ala alta, afară plouă, te rupe și trenul face așa. Eu nu știu dacă e normal, ne-am cam uitat unii la alții, ne-am cam speriat. Ala nu face așa. E un tren diferit, e mai clasic, pare să fie mai așa, mai elegant. Dar poate ne răsturnă cu ăsta, dracu, cad în șanț acolo, mor la Machu Picchu. Ia uite. Ora 4, ziua 2, iar în stația asta, a cărui nume nu știu să pronunț, Ollantaytambo. Ollantaytambo. A nins. Stăm la 40 de minute de Cusco și a nins.
a doua zi, la 6:20 după masa, înapoi la punctul de pornire. Și acum, de la hotel, vorbim de costuri și impresie. Deci, tren. 108 de persoane. 108 euro fiecare, deci 216 euro. De menționat aici că poate e și mai ieftin, poate e și mai scump, pentru că sunt multe ieșiri, plecări pe zi și diferă prețul. Dacă luați asta pe care l-am luat noi, plecare la 9 de aici, întoarce a doua zi la 2, ăsta va fi costul. Deci avem 216 euro din start doar pe tren și autobuz, pachetul ăsta pe care l-ați văzut la noi. După aia, noi am plătit în total la Get Your Guide pentru toată experiența asta 284? Da. Cred? 284, deci 142 de fiecare. Aici a inclus biletul de autobuz dus-întors amândoi din Aguascalientes până la Machu Picchu, intrările la Machu Picchu și ghidul la Machu Picchu. Trebuie să spunem o chestie, noi am luat asta cu o săptămână înainte și ei se ocupă de tot. Dacă vrei să mergi pe compropriu, s-ar putea să trebuiască să-ți iei intrările la Machu Picchu, care sunt limitate pe zi, cu vreo 4 luni înainte. Ăștia, evident, că au acolo jmenuri și îți obțin biletele repede. Există și soluția să-ți iei biletele în aceea zi, dar ești cam la risc. De obicei, lumea recomandă pe internet să iei biletele la Machu Picchu cu 3 luni înainte. Dacă e printr-o agenție, ai ghid, ai autobuz, ei se ocupă de tot, noi le-au trimis pe mail, noi n-am făcut absolut nimic. Deci avem 284 plus 216, calculează acolo. Așa, și plus o noapte de hotel. O noapte de hotel, hotelul la care am stat noi costă 55 de euro, că e 60 de dolari. Până acum 556, atenție, la asta mai trebuie adăugat. Noi am luat două mese care ne-au costat în total 50 de euro. Da, amândouă. Două mese pe care le-ați și văzut, una a fost azi, una a fost ieri, iar seara noi am mâncat niște fructe în cameră pe care am dat 2 dolari. Plus dacă mai pui apa, dacă dai ceva ciubucuri, încă vreo 20, da. Te duci la un total de vreo 600. 575 de euro, atât a fost exact experiența noastră. Acum, ai putea economisi lejer, cred eu, vreo 200 de, aici pentru două persoane, da? Vreo 200 de euro dacă mergi pe cont propriu. Pentru că, în loc să dai 200 de euro pe tren, dai vreo, nu știu, cred că vreo 40, dai să mergi cu mașina. Dar trebuie să mergeți până la hidroelectrica, care sunt 7 ore din Cusco. 7 ore într-un maxi-taxi pe serpentine. Nu știu cât de plăcută experiența și te lasă la hidrocentrală, de unde trebuie să mergi câțiva kilometri pe jos. Deci dacă ai bagaj în cârcă, ăla ești, trebuie să mergi pe jos și de obicei acolo plouă. După aia la fel trebuie să te întorci, sunt câțiva kilometri pe care trebuie să-i parcurgi pe jos, să-ți iei autobuzul înapoi, să te întorci 7 ore. Dacă vrei să iei intrările la Machu Picchu separat, costă cât? 38 de euro de om, dar n-ai ghid. 38 plus 25 biletul de autobuz din Aguascalientes, dar n-ai ghid. Acum depinde de fiecare, dacă vrei să mergi fără ghid, dacă vrei să se ocupe cineva de toate chestiile sau vrei să le faci tu pe cont propriu. Deci a spune cum a fost văzut la noi 556, normal un cuplu, eu zic că sub 250-300 nu scap și s-ar putea să fie cea mai scumpă minune a lumii de vizitat. În favoarea ei joacă faptul că e greu de accesat, de aia n-au găsit-o nici spaniolii și de aia le-au luat atât de mult timp să o găsească. Asta e scuza, cumva. Dar e cea mai scumpă, pentru că restul sunt la îndemână. Marele zid chinezesc te costă 90 de euro cu tot cu transport. Două persoane se duc să-l vezi. Taj Mahalul, te duci în Agra, intri acolo, nici nu mai știu cât a fost intrarea, dar sigur n-a fost ceva super scump. La Petra, la fel, e foarte accesibil. Cristo Redentor, la din Brazilia, care, după părerea mea, ar trebui să fie minunea lumii. La fel, e în Rio, e? Da. În Rio și poți să mergi pe jos și să plătești intrarea cât o fi ea. Coliseumul e acolo, ieși de la stația de metrou și l-ai văzut, adică sunt mult mai ieftine și mult mai accesibile. Machu Picchu e clar cea mai scumpă minune a lumii de vizitat. Merită odată în viață. Odată în viață, zic eu, nu aș repeta să mă mai duc, nu aș face hike-ul ăla de 5 zile Inca Trail, care și ăla costă 500 de euro de om. Nu, pentru că dacă nu ai pe cineva care să-ți explice, de exemplu ghid, care să-ți explice povestea, să-ți explice tot ce a fost în spate, până la urmă te duci o grămadă să vezi multe pietre. Evident că au trecut mulți ani peste Machu Picchu, e un loc pe care trebuie să-l vezi, dar, de exemplu, dacă m-ai întreba, bă, vreau să mă duc în Peru doar pentru Machu Picchu, eu ți-o spune că nu, sincer. Și acum știu că o să-mi dea lumea în cap, am spus asta și la Acropole, în Atena. Să vii până aici doar pentru Machu Picchu, nu. Să vii în Peru, obligatoriu să mergi în Machu Picchu. Pentru că trebuie să-l vezi. O să fiți, probabil, suntem ultima generație care poate să-l vadă, dar trebuie să-ți asumi că e scump și că trebuie să mergi cineva sau să-ți faci foarte bine temele ca să poți aprecia cu adevărat
ce e acolo. Noi ne-am întâlnit cu niște români, nu știu dacă se mă uită la vloguri, dacă se uită, îi salutăm, pe care i-am cunoscut la Torres del Paine în Chile și veneau de la Machu Picchu și au zis nu există formă ieftină pe bune de a vizita Machu Picchu. Atât de mult ne-a costat pe noi? Nu tocmai, pentru că hotelul a fost o colaborare și ghidul plus intrările de la Machu Picchu le-am luat prin Get Your Guide, unde am avut un voucher. Pentru că mulți ați rezervat chestii de la Get Your Guide prin linkul nostru și noi am avut un voucher și chestia aia n-am plătit-o. Dar până la urmă, astea sunt costurile. Nu știu, faceți voi un calcul dacă vi se pare mai bine să cheltui 500 și să ai comoditate și să mergi și cu trenul ăsta care e parte din experiență. Noi credem că e parte din experiență. Adică eu eram fier pe tren. La mine n-a existat niciodată dubiu de a merge pe jos sau de a merge cu maxi taxiul ăla sau de a merge cu altceva. La mine tot timpul a fost clar. Eu vreau cu trenul pentru că mi s-a părut mai frumos drumul cu trenul decât nu, mai frumos decât la Machu Picchu nu e tocmai, totuși, nu mă cac pe mine, dar deci nu exista discuție în care mergeam altfel. Am vrut să fie cât mai comod pentru că, insist, e o călătorie odată în viață. Odată o faci. Nu văd de ce te duci de mai multe ori dacă nu ești arheolog, așa că încearcă să o faci cât mai plăcută. Noi credem că asta e forma ideală, nu să mergi în day trip. Dacă pleci în day trip, pleci la 4 dimineața de aici, te întorci noaptea în cap, spart, imaginează, te duci, urci pe la Machu Picchu, pe acolo te plimbi, bași 7 ore cu mașina, apoi sub nicio formă, mergeți cu o zi înainte, dormiți, mâncați un pic la suprapreț, dar mâncarea e bună. Pe tot pe unde am fost acolo, mâncarea bună. Mai ales păstrăvul. Mi-a plăcut tare mult. Da. Trucea se zice Google Translate că e păstrăv, dar nu arată păstrăv, că e roz, ca somonul. Da. În fine. Dacă v-a plăcut acest clip pe care l-am filmat foarte mult, noi am încercat să fie cât mai ghid, așa, să fie util pentru toată lumea. Spuneți-ne cum vi se pare și vouă. Asta e părerea noastră sinceră. Tu te-ai mai duce încă o dată? Nu. E bifat și atât. Cred că singura minune a lumii pe care m-aș toarce e zidul chinezesc. Momentan. Mie nouă ne lipsesc. 2-3. Da. Asta a fost experiența noastră la Machu Picchu. Suntem foarte fericiți că am avut noroc să le vedem, să-l vedem așa și cu ceață și fără ceață și nici nu ne-a plouat. Mă interesează că nu ne-a plouat. Și a decurs totul bine. Cumva a pușcat totul bine. În afară de că și-a mai spară Luca ecranul la telefon și alte chestii. La Luca are un don, un talent. În zilele importante, așa, ea, tot timpul se întâmplă ceva. Dar ea mea de 14-15 ani, nu știu de când, ea mea, am obișnuit. Vă mulțumim din suflet de vizionare. Dacă vreți să ne sprijiniți, nu uitați că vă puteți abona acolo lângă, acolo pe pagină scrie abonează-te, dă click acolo, nu te costă nimic și pe noi ne ajută să continuăm cu acest proiect și să continuăm și cu astfel de videouri. Dacă vreți să ne sprijini și mai tare, poți deveni membru și vezi clipurile astea în avans. Link-ul la Cambly este în descriere. Le mulțumim pentru sponsorizare și noi ne vedem data viitoare din Cusco, probabil, când sfârșit am găsit un hotel mișto. O, da. După țeapa de la prima expediție. O, da. Nu știu cât are vlogul ăsta, dar are mult. Pa! Maybe a love like ours can leave out its core.